La fața locului au fost găsite două femei decedate și un bărbat. Vă pot spune că în cauză se efectuează în prezent cercetarea la fața locului. Dom'le, este sânge în toată casa. Nu se știe. Deci, adesea, nu putem să ne pronunțăm acum, să vedem exact. Nu știm ce s-a întâmplat. Vecinii spun că este vorba despre o familie înstărită, traumatizată însă de băiatul pe care l-a crescut. Ștefan Stoi, care măsese în grija bunicii, o femeie pe care toți vecinii o apreciau, nu a reușit să-l țină însă sub control. Băiatul doar ce ieșise din închisoare. Pe băiat, să știți, de când s-a liberat, de când așa a fost pus în libertate, de două ori l-am văzut, dar știți ce figură avea de om turbat? Nu ne spunea nimic, că eu nu vorbeam cu el niciodată. Era teamă de el? Păi, ne-a fost teamă, ne-a dat foc la mașină. Mama lui s-a recăsătorit și s-a mutat de aici. Cadavrele au fost găsite aseară de o rudă. Bunica băiatului, mătușa lui, dar și un tânăr de 19 ani, vărul său, pe toți i-a măcelerit cu un cuțit, după care a fugit. Azi noapte, polițiștii au împânzit tot județul, au oprit sute de mașini, iar astăzi, la prima oră, l-au găsit pe o stradă din Cumpăna. Ce ți-ai omorât familia? Haide! Ce ai avut cu ei? Ce s-a întâmplat? Mai aduce aminte ceva de noaptea trecută? Îți pare rău pentru ce ai făcut? S-a acționat în sistem integrat cu toate structurile MAI din județul Constanța, peste 500 de polițiști acționând în aceste ore de la sesizare până la depistarea bărbatului. Ștefan Alexandru Stoica doar ce ieșise din închisoare după ce fusese închis pentru tâlhărie.